acasă că... Deși originară din Buzău, doamna Bănuța are cel puțin o anvergură de cetățean al unui fost mare imperiu. Da, ei a spus de acasă, mama, acum e de mine. Nu că mea mea. Acum mama, mine, spus. Da, ați fost în Italia cumva? Poftim? Ați fost în Italia? Nu, nu. Gesticulați ca, ca italienii, ca la fel. Era ieri, îmi iau deci copilul. Nu poate să vorbească la italien, dacă îi legi mâinile la spate, nu mai poate să vorbească. Nu, Adeline, jucam ce punem în valize, după aici în casă. Și după el la C, copilul, la F, ficiorul. Îmi iau copilul, îmi iau ficiorul și plec. Jucam... Deci vrea să te bage în valize. Da, dar nu, altceva. Doamna Bănuța, dacă vă țin de mâini, mai puteți să vorbiți? De mâini? Da. Da, da. Eu și când merg acasă... Uite! Hai, țineți mâinile la spate și vorbiți povestiți-mi ceva. Eu așa merg. Ah, hai să jucăm. Puneți mâinile așa la spate și povestiți-mi ceva. Da. Fără să vă mișcați mâinile. Nu mă mișc. Povestiți-ne cum a fost în izolare pentru dumneavoastră. Hai, o închim. Lasă, lasă, lasă Bianca. Mâna! Hai, nu! Nu! Mâna! Închim, închim. Așa. De luni și până. Da, mai detaliat, mai... Nu pot, dar cu limba. Păi da, mă pune, altfel nu mai... De luni? De luni? Cât a venit contractul? Dumnezeu. I-am spus, a venit luni dimineață, luna mică de acolo. Mă, hai să mergem acasă, că n-am semnat nimic. Păi n-a venit ziua, o să semnă, mă, hai să mergem, mă, nu mai putem. Hai, mă, că reușește, uite, două minute a vorbit pe rămâi. Nu, da, că pot, nu. Tu știi de ce reușește, că mișcă capul. Și ceva nu mișcă. Hai să mergem acasă, hai să mergem acasă, jale noi. Până la urmă m-am gândit că e un test. Dar vezi că vorbești mai calm? Doamna Bănuța, luați mâinile de la spate. Da, vedeți că vorbiți mai calm? V-am ajutat să vorbiți mai calm. Da, băi, asta vreau și eu, dar nu știu dacă pot. Uite, măi, ce-a ajutat o chestie asta? Ce spui, Adelin? Deci trebuie să țină mâinile la spate, să mai gesticuleze ca să vorbească mai calm. Păi nu poate. Am problema e la mâini. Nu pot, dacă așa e felul meu ce... Mai ating un pic pe Adelin. Da. Așa spusea și ție, Claudia, când erai lângă doamna Bănuța? O... Cum să-ți dau fata așa? Ai ce polar și nu te-ai dat seama. Ai, așa stăm, așa stăm frumos, da. Mai trebuie așa, când ne vedem la televizor. Da, dar nu pe fata, că tot gesticulez pe aici. Hai că așa o să stau și de acum încolo. De-aia stă frumos. Stau cu o divă, nu? Așa stau. Stai că nu stau. Așa. Stai, mămica. Doamna Bănuța, dragă aer. Vine înainte. Eu sunt eu. Așa sunt eu. Dacă vrea să stați ca mine, voi ajutați. Nu, nu pot să fiu așa. Nu, eu pot să fiu așa sunt eu. Naturală. Dau de mâini, vorbesc. Și e natural în felul ei. Eu așa nu pot să fiu altfel. Dar cum să dau? Tu să lovesc pe aia sau? Este cu așa, nu ți-ai dat seama involuntar. Dar n-am lovit-o, mamă. Da, nu, dar nu în sensul de lovit bătut, nu. Adică așa, să da, mai ating. Poate ce știu, dar eu nu pot, așa sunt eu, azi, eu sunt naturală. N-am cum să mă fac altfel. Am spus eu chiar ceva. Chiar dacă vreau, n-aș putea. Am spus eu ceva. Să merg ca o divan și-mi piedica, m-a spus sincer. Dacă nu pot să dacă nu mersul meu, pe cuvânt. Doamne. Doamne, n-am putea. Da, cum vrei să fac? Și răbdare, doamne. Oh. Astăzi a fost... Da, chiar că azi a fost. Ce mai tare, fie tare așa. Da, 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 da. O săptămână, două, deci două săptămâni n-a putut să se uite la ea, știți că stătea așa. Azi de o lună. Nu, nu, două săptămâni așa a stat. Nu, nu, când se vedea la televizor așa. Azi are o lună. Azi am o lună. Azi, multe rei, de ce să zic? Mai vedem un material cu doamna. Tot cu mine. Da. Ce să fac dacă v-ați dezlănțuit? Dacă e show, show să fie. Că m-am făcut vedet acum. Fiindcă a primit poze de acasă cu cei dragi, mândră fiind de toți copiii ei, doamna Bănuța nu a rezistat să nu împărtășească bucuria cu cei prezenți. Uite, aici ăsta e băiatul meu, mic, 16 ani. Da, ți-a sacul de porumb. De să văd și ce-ai văzut. Ăla-i soțul meu și ăla-i... N-am văzut. N-am văzut, că l-a amestecat. Mai am una la mine. Și ăsta e... E Corneluș? Da. Corneluș? Costel. Costeluș. Seamănă cu Corneluș. Uite, mă, de porumbul aici, ce vorbești, mă. La 25 de ani m-am căsătorit. Și la 26 am făcut fata. Și băiatul care e cu mine aici e 2 ani și ceva.
între ei. Al mic, la 5 ani diferență de fată, și de ăsta mare, 7 ani. Și am vrut să mai fac, dar n-am putut să-i mai țiu sarcina până la 3 luni, atât. Sunt toți, toți cu minți. Și fata, și băiatul, și el mic, toți sunt. Adelin seamănă cu taică. Deci că e clona lui. Și ăsta micul cu dumneavoastră? Da, băiatul mama. La început a fost greu, greu, că așa e, când am plecat cu toate, am plecat și cu casă și cu copii și cu toate am... Dar acum e bine, acum mă mândresc cu ei, i-am frumos și am primit poze cu băiatul, cu soțul, e frumos. Să vă trăiască, doamna Bănuță, aici familia. Aici îmi place mie. Să fiți sănătoși și iubiți. Măi, Ionica, hai să-ți dă mama bani. Nu mai ai? Era o poză, nu vrea fată, nu ce vrea. Ce anume? Îi dau bani, să-l plătesc, să facă poze. Să îmbracă unul de la altul, dar... Așa e. Ăsta e altfel, mai șmecher, mai... Care? Mai mămos, mai... Adelin sau? Ăla e altfel, nu, ăsta e Ionuț. Băiatul meu, cel mic. Care e mai șmecher? Ăsta e mai șmecher, așa. Ăsta e mai mamos. Seamănă cu mămica. Generația mai nouă așa. Da, mai mamos mai. Da, uite tu ce, abia să-l văd. Abia aștept mâncă acasă. Am avut soțul care m-a ajutat. Nu. El m-a ajutat în toate punctele. Tot. Eu sunt dependentă de el. Eu n-am plecat niciodată de acasă. Niciodată n-am plecat. Și mi-a fost greu la început când am venit aici. Foarte greu. El m-a ajutat cu tot. El a fost doctorul meu, prietenul, soțul. Tot. Eu n-am avut nici mamă, nici tată, nici el. A murit și mama și tata. Dar au fost săraci, ce să-mi dea? Și mai ales la el, era despărțit, l-a crescut o bunică și m-a avut greutăți. De la lingură am luat-o. Doamne, dacă vă spui situația mea care am avut-o, am avut folie în geam, nici bure n-am avut. Cu copii și Dumnezeu ne-a ajutat. Și am ajuns să am... de toate. Mulțumim Dumnezeu, avem, suntem sănătoși, copii sunt frumoși, educați. Poza asta nu seamănă cu Ronaldo. De ce băiat frumos? Dar chiar ia să-mi dați mie să văd pozele, că eu nu le-am văzut. Ia uite, fisul Ronaldo. Ce băiat are mama? Cine mi-a trimis? Amazonele. Eu de copii am fost, Doamne, atașată și... Nu. Și acum sunt, și acum. Copiii mei, eu i-am crescut, numai eu nu s-am păstrat de pe drum. Ei, mie în curte a stat. Nu i-am lăsat, că mie mi-a fost... Și unde mă duceam? Cu ei în brațe mă duceam. Nu, nu-i lăsam. Sunt de toți, nu... Chiar vorbeam cu băiatul astăzi, când plecăm acasă, să plece iar. Nu mai pleci, mamă, că n-ai copii, n-ai nimic greutăți. Cum să pleci iar în străinătate? Nu mai pleci nicăieri. Cât am plâns eu, cât a fost pandemia asta. Era plecat în Austria. Era plecat, Doamne, și se închidea granițele și... Ce am mai plâns? Nici mâncarea nu mai intra în mine. Nu mai intra. Știind că copilul meu e acolo și eu aici, zic, Doamne, închide granițe, ce fac fără el? Ce fac? Să fie toți la masă. Doamne, totul pentru copii, nu? Și soțul tot la fel. Eu dacă mai m-aș căsători acum o dată, tot pe el aș lua. Pentru că e un om bun. Știți cum să zice? Chiar dacă n-a avut casă sau n-am averi, sufletul e averea lui. Are averea. Și faci, dacă vă iubiți și aveți încredere unul în celălalt, faci, ajungi la, poate depășim 30-40 de ani de căsnicie. Încrederea, să aveți încredere unul în celălalt și să vă iubiți. Mulți înainte. Mulțumesc, mulțumesc la fel. Trei copii aveți. Trei copii și 30 de ani de căsnicie. Și sperăm să... Să fiți sănătoți, așa de frumos ați vorbit despre soțul dumneavoastră. Da, păi, nu știu, pentru el, v-am spus, el e sufletul meu, aerul meu. E totul pentru mine, prieten, soț, tot. Tot, m-a ajutat în toate punctele de vedere. Și cum dați? M-a ajutat în continuare. Să veniți să stați atât de mult departe de el? Acum? Da. Acum am zis pentru el, să vin pentru el, pentru că e o șansă unică, că nu... Eu știu, poate n-are noroc cu toți să vin aici. Și hai să nu dăm cu piciorul, să venim. Și asta, el ne-a zis să venim, că altfel nu plecam de lângă el. Ce nu plecam. Face o mamă pentru fericirea da, familiei? Da, uite că trec în toate și... Ei, lăsați, că da. Acum, eu cred că toată lumea din casă înțelege că fiecare a trecut prin astfel de stări. Da. Sunt convinsă că și Claudia și Ștefania. Asta e, mai spun, oamenii, la nervi spun multe. Da, dar ei n-au copii acasă, eu mai am... Ei, da, dar ori să aibă și ele, nu-i nimic, uite, e o poveste de viață, poate că au înțeles și ele că n-ați avut o viață ușoară, nu. Poate prin pilda că important e să găsești un om bun cu care să poți să pornești la drum și să clădești ceva, da. Să construiești ceva și pe care să-l consideri aerul tău. Tot, da.